Între 6 și 18 octombrie la Buenos Aires, în Argentina, vor avea loc Jocurile Olimpice de tineret, iar astăzi, în sala polivalentă din cadrul Complexului Olimpic Sydney 2000 din Izvorani, a avut loc festivitatea de prezentare a delegației care va reprezenta țara noastră la acest eveniment sportiv. Echipa olimpică a României este compusă din 34 de sportivi care vor concura la 14 discipline sportive. Printre aceștia se numără și 2 jucători de tenis de masă care sunt prezenți constant în competițiile organizate în municipiul Câmpulung, Andreea Dragoman și Cristian Pletea. Chiar dacă nu are niciun sportiv, municipiul Câmpulung va fi reprezentat la această ediție a Jocurilor Olimpice de un antrenor. Este vorba despre Mădălin Ionașcu de la CS Pristavu Câmpulung, antrenorul lotului național de juniori la tenis de masă. Andreea Dragoman, locul 3 pe echipele europene în acest an, locul 1 pe echipe acum 2 ani la mondiale. Cristian Pletea, locul 2 la europene în acest an, la simplu. Petre Arnăutu, antrenor, și Mădălin Silvian Ionașcu, de asemenea antrenor. Canotoarea Tabita Maftei a fost aleasă de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic și Sportiv Român să fie purtătoarea de drapel la festivitatea de deschidere. Ei sunt cei mai buni sportivi pe care îi are România la ora actuală la această categorie de vârstă, să-i îndrumați bine la Buenos Aires și după Buenos Aires, pentru că odată cu participarea la aceste Jocuri Olimpice pentru tineret, au intrat în marea familie olimpică. Familie olimpică pe care trebuie să o reprezinte cu cinste, așa cum marii performeri ai României au reprezentat-o de-a lungul timpului. Vă doresc mult succes, suntem alături de voi și ne vom bucura împreună de rezultatele obținute la Buenos Aires. Mult succes!